Și nu doar la Orăștie a fost alertă, o hală de prelucrare a lemnului din Argeș a fost mistuită de flăcările uriașe ce au izbucnit în toiul nopții. Pompierii au intervenit de urgență, deoarece în apropiere se afla și un rezervor plin cu mai multe tone de motorină. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, dar pagubele sunt foarte mari. Alarma s-a dat aproape de miezul nopții după ce un paznic a sunat la 112. Imediat spre Costești pleacă mai multe echipaje de pompieri. Flăcările se extind rapid în toată hala de prelucrare a lemnului. Dar intervenția salvatorilor nu este deloc una ușoară. Hala de aproximativ 400 de metri pătrați ardea generalizat. S-au procedat la evacuarea materialelor combustibile care se aflau în interiorul halei, toate din material lemnos, și pentru localizarea incendiului în limitele găsite. În momentul de față acționăm cu 4 auturi speciale de apă și spumă, o ambulanță B2, forțe de intervenție. Localnicii privesc cu groază cum clădirea este înghițită cu totul de văpaie. Mulți dintre ei sar în ajutorul pompierilor cu gălețile cu apă. Am văzut un bial de acasă, de acolo, plătărui. Vedeau de departe? Da, da. Erau flăcări mari? Da. Cât erau de înalte? Cât apreciați? Păi, foarte mari. La metru, doi, le vedeam din deal de acasă. Vreau 2 metri, 3 când am venit prima oară. Au încercat să veni să-l ajute să stingă ceva? Da. Pericolul e cu atât mai mare cu cât lângă hala în flăcări este un rezervor plin cu 8 tone de motorină. Păi cum să nu speriem că casa noastră e peste drum? Ei, nici nu erau acasă. În spate. Da. Și au reușit să o stingă? A reușit vecinii cu copiii. Clădirea de 400 de metri pătrați a fost distrusă, însă în incendiul violent. O anchetă va stabili acum care au fost cauzele. Nu este exclus ca focul să fi fost pus intenționat.